În cele două zile de weekend care au trecut după demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea Ministerului Dezvoltării, au apărut zeci de comunicate de presă ale organizațiilor locale care își exprimă solidaritatea cu fostul ministru. Printre primele organizații PSD care i-au cerut acestuia să rămână în continuare alături de partid, s-a numărat și cea din Mehedinți. Aladin Georgescu, președintele interimar al organizației, a precizat într-un comunicat de presă că îl susțin pe Liviu Dragnea în guvern și la conducerea partidului și îmi exprim totodată solidaritatea față de acesta. Liviu Dragnea trebuie să rămână în continuare în cele două funcții, s-a implicat și a ajutat în nenumărate rânduri județul Mehedinți, foarte multe primării beneficiind de susținerea lui. A confirmat că are o valoare incontestabilă atât pe plan politic cât și administrativ, a precizat Aladin Georgescu prin intermediul unui comunicat de presă. Demisia din guvern și anunțul părăsirii funcției de președinte executiv al Partidului Social Democrat al lui Liviu Dragnea a fost comentată și de liderul organizației PSD Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu, care și-a arătat și el sprijin pentru fostul ministru condamnat la închisoare. Îl susținem în continuare pe Liviu Dragnea, repet, pentru că aceste lucruri sunt făcute în orice campanie de toate partidele, toți conducătorii, tot ce s-a făcut politică în acest moment la nivel de țară, politică locală, a prins și aceste zone de colaborare și de comunicare cu telefoane, cu SMS-uri, cu discuții, votează, nu votează cu noi, ce facem, au ieșit la vot, n-au ieșit, hai să-i scoatem. Deci sunt lucruri care eu cred că sunt normale. Cum altfel să-ți iei voturile decât fiind apropiat de cetățean, fiind apropiat de votant și încercând prin toate mijloacele să-i aduci la vot. Ce votează el în cabină? Asta nu ai de unde să știi și nu ești lângă el, dar să-l aduci la vot, să-l sprijini, să discuți cu el, eu cred că e un lucru normal, se întâmplă asta peste tot în lume. Fostul ministru al dezvoltării și administrației, Liviu Dragnea, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare în dosarul privind fraude la referendumul din 2012. Decizia luată vineri nu este definitivă, putând fi contestată la completul de 5 judecători al instanței supreme.